este fata care a reușit să facă o țară întreagă să o iubească. Nu a făcut-o atunci când a ajuns campioană mondială, dar a făcut-o după ce a stat luni de zile în jungla de la Survivor. Am văzut cât de mulți oameni mă iubesc și cât de mulți oameni mă susțin și cât de mulți oameni și-ar fi dorit să mă reîntorc în competiție. Valul ăsta ce a venit după Survivor, pe lângă faptul că m-a șocat, m-a bucurat extrem de tare. Toată lumea știe că ești Ana de la Survivor, Ana campioana. Sacrificiul pentru a ajunge o campioană e extrem de mare. Într-adevăr, n-am avut o viață ușoară din experiența de la Survivor. Primul lucru, în momentul în care mi-am deschis telefonul, i-am spus mamei mele, cel mai important lucru pe care l-am învățat aici este să apreciez familia ta. Eu vă zic doar atât celor de acasă care ne urmăresc. Încercați să stați o săptămână. Aruncați telefonul undeva și stați o săptămână fără să-i auziți pe cei dragi. E groaznic. I se spune Ana campioana. Este fata care a reușit să facă o țară întreagă să o iubească. Nu a făcut-o atunci când a ajuns campioană mondială, dar a făcut-o după ce a stat luni de zile în jungla de la Survivor. O cheamă Ana Porgras, știe toată țara, toată țara te iubește. Bine ai venit înapoi acasă! Bine v-am găsit! Să am emoții! Sunt puțin emoționată. Sunt fericită că m-am dus acasă, pe de-o parte. Pe de-o parte sunt tristă că am plecat din jungla dominicană și că competiția mea s-a terminat. Dar sufletește sunt împăcată cu mine. Eu cred că ai câștigat mai mult decât bani, mai mult decât premii. Când vezi că 100.000 de oameni semnează o petiție ca tu să intri într-un concurs, ceea ce nu s-a... N-ai avut 100.000 de oameni care să te ceară la Olimpiadă. 100.000 de oameni semnează. Cum se simte iubirea asta? Cum a fost când ai deschis prima oară telefonul să vezi ce s-a întâmplat cu tine în țară? Realizați cât de cunoscuți erați acolo? Nu realizam lucrul ăsta. Eram complet privați de tot ce se întâmpla acasă. N-aveam idee că Survivor România are un impact atât de mare acasă. Și cu atât mai mult, în momentul în care am ieșit din competiție și am deschis telefonul și am văzut cât de mulți oameni mă iubesc și cât de mulți oameni mă susțin și cât de mulți oameni și-ar fi dorit să mă reîntorc în competiție, eu am rămas șocată. Sunt încă în stare de șoc. Nu-mi vine să cred că oamenii s-au mobilizat atât, într-un număr atât de mare și să semneze o petiție ca eu să mă întorc în această competiție. Nu-mi vine să cred. Sunt șocată. De fapt, asta mă gândesc la gimnastică. Sunteți niște fete care vă dedicați întreaga viață. De când sunteți foarte mici, în cazul tău de la 4 ani ai pornit-o pe drumul ăsta, vă investiți fiecare fărâmă de energie, vă lăsați deoparte dragostea de acasă, vă privați de iubirea mamei, a surorilor, a tuturor celor care ar trebui să vă înfășoare într-o iubire și plecați singure într-o lume care vă asigură 2-3 ani de glorie. Da, într-adevăr, drumul unei campioane începe de foarte devreme. Pentru mine a început de la 4 ani. Am luptat din greu să ajung să fiu o campioană. Am fost privată cumva de dragostea familiei, dar nu regret nicio secundă că am făcut lucrul ăsta. Sacrificiul e foarte mare, într-adevăr. Sacrificiul pentru a ajunge o campioană e extrem de mare. În momentul în care am plecat de acasă, aveam, cred că 10-11 ani, când am plecat la lot. Ca să pot să mă antrenez mult mai mult, să am toate condițiile necesare pentru a deveni o campioană. Se simte dureros. E... Cumva, atunci pe moment, poate nu realizezi. Eu una nu am realizat atunci pe moment, pentru că aveam o viață destul de agitată. Aveam tot timpul antrenamente, poate nici nu aveam timp de multe ori să stau să mă gândesc că ce bine ar fi fost dacă eram acasă cu mama sau cu tata. Însă lucrul ăsta îl simți în momentul în care crești. În momentul în care crești și realizezi de fapt că nu ai avut dragostea aia de care aveai nevoie în momentul în care erai mic. E golul ăla undeva? Se ascunde undeva? Se simte golul ăla. Când se simte? Pentru mine
s-a simțit în momentul în care am încheiat cariera mea în gimnastică. Atunci eram puțin pierdută, nu știam în ce direcție să o iau. Și atunci am simțit cel mai tare golul ăsta. După care, bine, relația mea cu mama mea și cu tatăl meu, normal că erau acolo. Ei erau pentru mine oricum acolo, dar nu știam eu să primesc lucrurile astea, pentru că nestând cu ei, poate nici nu ne cunoșteam atât de bine. Am stat ani de zile plecată de acasă, ne vedeam doar câteva, câteva zile pe an. De fapt, ce îmi spui tu mie e că nu știai să iubești. Cam așa, da. Cu alte cuvinte, cumva nu știam să-mi iubesc familia, să-mi iubesc părinții. Să-ți imaginezi pe Ana mică, la 7 ani, când visa, spera, cred că la 7 ani erai la Galați, nu? Da, încă eram la Galați. Ce îi spune să facă azi? Să fie pe același drum? A meritat? Da, cu siguranță i-aș spune să meargă exact pe același drum. Să nu facă niciun pas, nici în stânga, nici în dreapta, diferit. Să meargă exact pe unde a mers. Să facă mai mult decât a făcut? Să facă mai mult decât am făcut. Adică ai reproșuri? După ce ai fost cea mai bună din lume, îți găsești reproșuri? Îmi găsesc un reproș prin faptul că poate m-am retras puțin prea devreme. Cred că ăsta o să rămână cumva regretul vieții mele, că nu am mai stat puțin, pentru că mai aveam foarte puțin să ajung la Olimpiadă. Da, cred că ăsta ar fi reproșul pe care aș putea să mi-l fac. E foarte simplu pentru noi, dar mă uitam într-un interviu la cineva și îmi spunea că fiecare colțișor al corpului tău ascunde o durere, de fapt. Într-adevăr, mi-aduc aminte foarte bine că în ultimii 3 ani, să zic, în ultimii 3 ani din cariera mea, nu cred că am mai avut o zi, o singură zi dată de la bunul Dumnezeu, să nu am nicio durere. Nu mi-aduc aminte. Deci nu știi să iubești, dar știi ce e durerea în fiecare zi. Da. Cam nu prea sunt motive să vrei să ajungi la Olimpiadă. Da, poate din exterior, da. Mă gândesc. Poate din exterior pare un pic, mamă, dramatic, nu, să nu facem gimnastică. Dar satisfacția pe care o ai în momentul în care tu ajungi campion și urci pe podium și îți cântă imnul, nu se poate compara cu absolut nimic în lumea asta. Nu se compară cu nimic. Iar în momentul în care tu ajungi pe podium, uiți de toate sacrificiile, pur și simplu au dispărut. Toate durerile. Toate durerile pe care le-ai avut au dispărut. Eu mi-aduc aminte că eu am câștigat medalia de aur venind după o accidentare foarte gravă în care am stat 6 luni de zile pe bară. Adrenalină. În momentul în care eu am urcat pe podium și mi-a cântat imnul României, nici nu am mai contat că am stat 6 luni pe bară sau că am avut peroneu rupt. Nu mai conta. Știi ce am observat despre tine? Toată lumea știe că ești Ana de la Survivor, Ana campioana, Ana mondiala. Da. Dar nimeni nu știe cine ești cu adevărat. Și asta ne-am propus aici. Am găsit foarte puține articole. Majoritatea fac referire la faptul că ai pornit cumva greu în viață. Nu neapărat tu, ci familia ta. Da. Draga de mamă, Georgeta, a plecat în Bolonia să facă bani. Înțeleg că, de fapt, familia cumva departe de tine s-a destrămat. Îți aduce aminte cum ai simțit momentul ăla? Cum era familia ta, casa ta atunci când s-a destrămat? Eu, în momentul în care am aflat că ai mei se despart, eram încă în gimnastică. Nu mai știu exact câți ani aveam. Atunci nu știu cum să vă explic, dar în momentul în care ești plecat foarte mult de acasă, nu mai simți lucrurile. Poate pentru mine n-a fost un impact atât de mare, pentru că eu oricum eram plecată. Nu am simțit atât de tare despărțirea lor, pentru că nu trăiam în fiecare zi cu ei. Și atunci, cumva am acceptat mai ușor lucrul ăsta. Poate a fost mai greu pentru sora mea, că era tot timpul acasă, dar pentru mine n-a fost extrem de greu. Și dat fiind faptul că am făcut gimnastică și gimnastica te maturizează foarte devreme, că vrei, brutal, că nu vrei, am știut să iau lucrul ăsta matur și să înțeleg că în momentul în care doi oameni nu se mai înțeleg, e mai ok să se despartă decât să stea împreună și să-și facă rău unui altuia. Și înțeleg că de acolo ați plecat spre Bârlad. Da. Drumul vieții se mută de la Galați
la Bârlad. La Bârlad, unde scrie presa, că tu, cu mama Georgeta și Georgiana, tu, fiind această viitoare campioană a României, ați fost nevoită să stați cumva în chirie. Nici de cum să aveți un apartament al vostru, să aveți o siguranță a zilei de mâine, pentru că toată lumea vede această fată tatuată, foarte de succes, da. Dar nimeni nu-și aduce aminte de Ana, de la Bârlad, care stătea cumva cu grija zilei de mâine. Așa e, într-adevăr, n-am avut o viață ușoară. Nu pot să spun că am trăit în puf cât am fost mică și am avut totul pus pe tavă. A trebuit tot timpul să lupt pentru ceea ce am, a trebuit să muncesc pentru ceea ce am. Iar în momentul în care eu m-am lăsat de gimnastică, atunci a fost momentul în care am ajuns la Bârlad. Într-adevăr, mama mea era deja plecată de ceva ani. În prima fază a stat sora mea în chirie acolo, pentru că nu erau destui bani să ne cumpărăm o casă. Să zicem, am strâns câțiva bănuți și am reușit să-mi iau o casă. În momentul în care am terminat gimnastica, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi iau o casă. Între timp, bineînțeles că făcuse și mama destui bani în Italia și înainte să-mi cumpăr eu o casă, aveau cumpărate o garsonieră, stăteau într-o garsonieră. Și, bine, sora mea a trăit destul de ok, că dacă mama rămânea în țară, cu siguranță nu putea să-i ofere cât de multe i-a oferit, că i-a oferit foarte multe pentru un copil de 18 ani sau cât avea ea. Da, mama Georgeta, cum i-a fost viața? Crescându-vă pe voi, o mamă singură, nevoită să plece în lumea asta largă, nu cred că e ușor. Nu e și poate la început nu înțelegeam, că oricum nu înțelegeam eu ce se întâmplă cu mine, dar trecând ani, bineînțeles că ne-am apropiat și acum suntem ca cele mai bune prietene, am înțeles cât de greu i-a fost. Am înțeles cât de mult a luptat. De asta e și cel mai puternic exemplu pentru mine în viață. Am înțeles că în momentul în care îți dorești niște lucruri, trebuie să lupți până la capăt, să ajungi să le obții. Și mama asta a făcut. Și-a dorit din suflet să aibă grijă de noi și-a dorit din suflet să ne ofere tot ce e mai bun pe lumea asta. Și-a reușit lucrul ăsta. Și-a reușit să facă lucrul ăsta într-un mod frumos. Pentru că eu asta consider. Consider că pe mine și pe sora mea ne-a crescut într-un mod frumos. De fapt, ce îmi spui tu e că mamei tale a fost un pic mai greu decât ție la gimnastică. Da. Pe echilibristica asta a vieții. Da, eu ca persoană matură acum, că am crescut, nu mai am 18 ani, tind să cred că i-a fost mai greu decât mi-a fost mie, pentru că eu cumva am trăit într-un mediu închis, eram protejată de restul lumii, nu știam ce se întâmplă afară, aveam o masă, un pat tot timpul asigurat, ce trebuia să fac? Gimnastică, atât, în rest nu trebuia să fac nimic altceva. În schimb, ei, în momentul în care pleci undeva, nu știi să vorbești, nu cunoști pe nimeni când pleci într-o țară străină. Nu e... Și multă lume, sunt convinsă că foarte multă lume se regăsește în povestea asta și știu că așa e. Știu cât de greu e să pleci din țara ta și să te adaptezi într-o altă țară în care ajungi și nu cunoști pe nimeni. Nu știi să vorbești, nu știi să te descurci și ia-o de la zero și ridică-te. Nu doar ridică-te, fă bani. Fă bani. Trimite acasă, întreține o copilă, că până la urmă sora mea era o copilă în momentul în care a plecat ea. Eu eram la lot, nu știam ce înseamnă asta, adică eu n-aveam nicio grijă. Eu pot să vă spun doar atât. Eu am încercat să mă mut din România, nu de foarte mult timp. Am încercat să plec din România și să mă stabilesc în Italia, dat fiind faptul că mama mea era acolo. Era oricum era mai ușor. Că era acolo, mă învăța ea tot ce trebuia să știu, învățam limba de la ea, mi-era foarte ușor. Dar vă spun cu mâna pe inimă că eu nu am putut să mă adaptez acolo. De ce? Nu am putut, pentru că mentalitatea oamenilor de acolo e diferită. Avem alte tradiții noi ca români, avem alte obiceiuri. În momentul în care ajungi acolo, trebuie să te adaptezi și să trăiești cum trăiesc ei. Iar eu nu am putut să fac lucrul ăsta. Și mi-am imaginat cam cât de greu i-a fost mamei mele să facă lucrul ăsta și să o facă cumva forțat.
că îi plăcea, că nu îi plăcea, trebuia să stea acolo, că în România n-avea poate nicio șansă. Cred că acum ai învățat să o iubești. Da. Da. Cred că abia acum ai învățat să o iubești pe mama așa cum e ea, cu totul. Da. Cu sacrificii, cu... Cred că de fapt am înțeles cam cât de mult ne iubește ea pe noi. Și că eu pe mama o iubesc întotdeauna, nu... Doar că poate nu știam exact cum să fac lucrul ăsta, să-i arăt. Dar am învățat cât de mult merită să fie apreciată pentru ce a făcut. Pentru că în momentul în care crești și în momentul în care începi să trăiești și tu viața ta, să ai experiențele tale, înțelegi de fapt prin ce a trecut, prin ce a trebuit să treacă. Și cred că am ajuns la momentul în care realizez. Din experiența de la Survivor, primul lucru, în momentul în care mi-am deschis telefonul, i-am spus mamei mele că cel mai important lucru pe care l-am învățat aici este să apreciezi familia ta, cât de importantă e familia ta. Mie nu mi-a fost greu să trăiesc experiența Survivor cu tot ce înseamnă ea. Mi-a fost greu să nu o aud, mi-a fost greu să nu vorbesc cu ea. Și aveam momente în care pur și simplu nu mă gândeam la nimic altceva în afară de ea și sora mea. Nu exista nimic altceva în creierul meu. Și am învățat să apreciez familia cu tot ce înseamnă ea. Și de fapt, dacă stăm să ne gândim cât de important e telefonul ăla pe care îl primim, nu aveți idee. Eu vă zic doar atât celor de acasă care ne urmăresc. Încercați să stați o săptămână. Aruncați telefonul undeva și stați o săptămână fără să-i auziți pe cei dragi. E groaznic. E mai rău de atât, nu se poate. Dar cum se întâmplă când vine seara și... Adică începi să-ți imaginezi, vorbești cu... Am văzut că aveți fiecare lucrușor, îl puneați deoparte. De fapt, tot universul vostru se întoarce către familie, într-un fel sau altul. Da. Și fiecare lucru pe care îl facem acolo, nu făceam foarte multe lucruri, că nu aveam ce să facem. Îl făceam cu gândul la familia de acasă. Îl făceam cu gândul că cu siguranță ei sunt mândri de noi când ne văd în momentul ăla. Tot citit a fost că tu ai fi tras un pic de tine, dar că într-un fel sau altul acest regim al Marianei Bitang și Octavian Belu te-au făcut cumva să nu-ți mai dorești, să nu-ți mai găsești minimul ăla de care tu spui să ajungi la Olimpiadă. Nu neapărat regimul. Că poate, după cum știți, după cum știe toată țara de altfel, au fost gimnaste care au ajuns foarte sus. Dar eu am fost tot timpul un copil mai sensibil. Puneam cumva totul la suflet, nu... Dacă îmi spuneai o vorbă care mi se părea mie atunci, că mi-ai spus-o într-un fel mai... Se ducea tot. Nu mai făceam nimic. Și atunci poate nu am reușit eu să mă adaptez atât de bine. De fapt, tu spui că ai fost demoralizat. Da, cumva da. Mă simțeam demoralizată. Aveam momente în care... Dar ce se întâmplă cu voi acolo? Cum e? Adică se țipă, se urlă, se... Eu cred că nu mai e ca pe vremea Nadiei Comăneci încât să fie cumva cu chin. Încă mai era cumva regimul acela. Mai erau zile în care să mai țipa și să mai urla. Dar nu te-ai simțit abuzat? Nu. Ar fi o prostie din partea mea să zic treaba asta. Nu. Doar că după ani și ani de zile am înțeles că... Obiectivul? Era să ajungi o campioană. Cu orice preț. Cu orice preț, exact. Și te-ai hotărât să termin cu gimnastica în orice fel. Iar de atunci a avut loc o transformare incredibilă a ta. Ca și cum te-ai fi descoperit dintr-o dată, te-ai fi transformat, ai fi înflorit, încât mie mi-a fost greu. Când te-am văzut prima dată la televizor, să-mi aduc aminte de micuța Ana Porgras. Nu știu, m-am schimbat că așa a trebuit, m-am maturizat, eram un copil. Eu încă, la 18 ani, încă eram un copil când am ieșit de acolo. Nu eram maturizată fizic, mă refer. Mental eram mai matură ca mulți alții. Dar fizic nu... Probabil
făcând sport de atâția ani, cumva creșterea mea a fost încetinită, să zic. Și în momentul în care m-am retras și am început să trăiesc viața asta normală, a început și transformarea mea. Era normal să se întâmple așa. În momentul în care m-am retras, am luat, cred că, vreo 15-16 kg. M-am îngrășat extrem de tare, pentru că mâncam numai dulciuri. Că în gimnastică n-aveam voie să mâncăm. Da, după care am început să slăbesc ușor, n-am modificat nimic la mine. Dar acum te simți fericită, că împlinită ești? Ești iubită de toată țara asta, într-o manieră la care nu cred că te gândeai vreodată? Niciodată. Ești fericită? Adică dincolo de ce înseamnă viața asta pe ecran și faptul că acum sunt toate reflectoarele astea pe tine și toată lumea te aclamă, deși în decembrie nici măcar nu știau cine ești, poate? Așa e. Și da, sunt fericită, apropo de întrebare. Sunt fericită, mă simt liniștită în suflet. Cred că ăsta e cel mai important lucru. Mă simt fericită cu mine, mă simt fericită cu tot ce însemn eu și cu tot ce am devenit. Pentru că toate experiențele pe care le-am trăit încă de la 18 ani până la 27 m-au făcut să fiu omul de astăzi. M-au făcut să fiu un om mai bun, m-au făcut să văd lucrurile reale care sunt, m-au văzut să văd realitatea și să nu cred că tot ce zboară să mănâncă, dar să am puterea să accept lucruri care poate nu îmi fac mie bine, să accept părerile oamenilor. Și cred că am devenit un om mai bun. De la 18 ani până acum, cred că am devenit un om mai bun. Scria la un moment dat, în începutul articolului, că sora ta, de fapt, primea porții mai mici de mâncare pentru ca tu să poți să ai putere pentru gimnastică. Ziarele scriu foarte multe lucruri. Nu exista așa ceva, că până la urmă la noi, cu toate că nu eram o familie bogată și așa mai departe, nu se făceau diferențe. Eu acasă la mine n-am simțit niciodată diferența între mine și sora mea. Cu toate că eu am luat drumul ăsta spre gimnastică, spre sport, ea era cumva pe școală, învățat, adică chiar dacă aveam drumuri cumva fiecare diferite... Fiecare campioană în felul ei. Da, exact. Ea era mai bună ca mine la învățat. Eu, făcând sport, n-am avut prea mult timp să învăț, dar nu s-a făcut niciodată diferența între mine și sora mea în familie, niciodată. Cu tatăl în ce relație ești? Constantin îl cheamă, nu? Da, Constantin. Cu tatăl în ce relație ești? Într-o relație foarte bună. Cam tot vorbim de mama ta și... Da. Nu am păstrat neapărat o legătură foarte strânsă, pentru că el a rămas la Galați, noi fiind fete ne-am îndreptat cumva mai mult spre mama, dar în momentul de față sunt într-o relație foarte bună cu el. Chiar după Survivor m-a sunat, mi-a zis felicită. Ce ți-a spus? Îmi pare rău că ai plecat, ca toată lumea, dar și că să mă duc la el și în câteva zile cu siguranță voi fi acolo. Ne înțelegem bine, chiar ne auzim. Nu la fel de des ca și cu mama, dar vorbim. În momentul în care nu mai păstrezi o relație atât de strânsă, să rupe ceva și nu ai cum să pui mâna pe telefon sau să orice problemă ai avea și să suni acolo, pentru că nu mai e... Instinctul. Exact. Iar noi am ajuns la atât eu cât și sora mea, am ajuns la maturitatea necesară să înțelegem că lucrurile acolo nu mai funcționau. Pentru că, având o relație foarte bună cu mama mea, ne-a povestit lucruri, e normal, suntem mari de acum, avem experiențele noastre, e normal să vorbească cu noi și să tragem niște învățături în urma discuțiilor. Și da, ei nu se mai înțelegeau și pentru binele sufletesc al lor, a fost mai bine că s-au despărțit. Întotdeauna, decât ca doi oameni să se chinuie. Exact. Eu consider că vorba asta românească, am stat pentru copii. Nu, e o prostie. Cea mai mare prostie. E o prostie pentru că în momentul în care stai acolo și suferi și îți ajung frustrările că nu ești fericit, toate frustrările tale or să se verse pe copil. Și el va simți mult mai tare tensiunea care e între voi decât atunci,
în momentul în care, ok, vă puneți de acord, nu vă mai înțelegeți, vă despărțiți, fiecare își vede de drumul lui, ce s-a întâmplat la mine în familie. Eu de asta poate nici n-am simțit frustrarea asta din partea lor. Pentru că, până la urmă, asta e. Am ajuns la capacitatea de a înțelege lucrurile. Dar vezi, ai avut o altă poveste. Ai avut un alt scop în viață. Da. Cumva am încercat să mă înțeleg bine cu amândoi, că până la urmă, chiar dacă am ieșit de acolo și nu știam despre ce, nu știu, ce înseamnă viața cu adevărat, cumva am încercat să mă înțeleg și să vorbesc și cu unul și cu celălalt și să nu fac diferența asta cu... Dar, na, e normal în momentul în care nu mai ajungi, nu te vezi atât de des cu cum se întâmplă cu tatăl meu, să nu mai fie exact legătura aia. Asta înseamnă că nu iubești. Ce să faci cu toată dragostea asta pe care o primești? Ai atâta dragoste. Ce o să faci cu ea? O să încerc să dau mai departe și să o dau în zecit. Încerc din suflet, cum de altfel s-a și văzut, încerc să dau bunătate oamenilor, să dau încredere că se poate să fim și buni, nu numai răi, că sunt... Eu merg pe principiu în viață că rău știm să fim, răi știm să fim cu toții. Să faci rău e super ușor. E cel mai simplu. Dar să faci bine și să răspunzi oamenilor cu bunătate, e mai greu un pic. Este foarte greu să ai un exemplu pozitiv la televizor. Eu îți mulțumesc personal că ești exemplul ăla. Și că toți copiii noștri, de exemplu, pot să vadă și altceva. Și nu neapărat că avem vieți perfect, dar faptul că încercăm măcar să fim buni, e cel mai important. Așa e. Viața perfectă nu există și nu există nici omul perfect și nu există nimic perfect pe planeta asta. Dar măcar să încercăm, exact cum ai spus, măcar să încercăm să fim mai buni. Să îmi spun povestea și că mi-ați dat ocazia să transmit oamenilor ceva, pentru că valul ăsta ce a venit după Survivor, pe lângă faptul că m-a șocat, m-a bucurat extrem de tare că pot să spun ceva oamenilor și să, exact cum au văzut ei în emisiune, că am fost calmă și liniștită și la locul meu, poate pot să fiu un exemplu pentru niște copii care acum se dezvoltă. E mare lucru să vezi un om. Și îți mulțumesc mult că m-ai lăsat să te văd. E povestea pe care azi o învățăm, că niciodată nu e prea târziu să te schimbi, să faci altceva, să te reinventezi. Cumva să demonstrezi tuturor că dacă ai fost bun odată, o să fii bun toată viața.